Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Plecarea din grădina Edenului. Textul de memorat îl găsim în Isaia, capitolul 7, cu versetul 16. Să lepede răul și să aleagă binele. Dar înainte să începem povestioarea noastră, haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Dragă tată, îți mulțumim pentru minunata Biblie. Te rugăm, ajută-ne să ascultăm cu atenție ca să învățăm cum să te iubim și să te ascultăm. Amin. Când Dumnezeu a făcut lumea noastră, totul era foarte frumos. Iarba era de un verde minunat, cerul era de un albastru senin, animalele erau blânde și jucăușe, iar soarele încălzea totul pe pământ. Adam și Eva erau fericiți, se iubeau unul pe altul, îl iubeau pe Iisus, nu aveau nicio neplăcere în grădina Eden. Nimic nu-i rănea, nu se îmbolnăveau, nu mureau. Dumnezeu îi iubea pe Adam și pe Eva, el voia ca ei să fie pentru totdeauna fericiți, dar Satana nu iubea pe Adam și pe Eva, el voia să le facă rău, voia să-i determine să asculte de el, nu de Dumnezeu. Adam și Eva au făcut o mare greșeală. Știi ce greșeală? Nu au mai ascultat de Dumnezeu. Satana le-a spus că aveau să fie fericiți dacă nu mai ascultau de el. A fost adevărat acest lucru? Nu. El le-a spus o minciună. Când au ajuns să fie neascultători, au ales de fapt să păcătuiască. Și păcatul ne face rău întotdeauna. După ce au păcătuit, s-au întâmplat lucruri foarte triste. Cei doi au trebuit să părăsească grădina minunată care era căminul lor. Adam și Eva nu mai erau fericiți și Dumnezeu era trist. Multe au avut de suferit din cauza neascultării lui Adam și a Evei. De acum, leii, tigrii și urșii nu aveau să mai trăiască pentru totdeauna, nici florile și copacii. Plantele, animalele și oamenii aveau să moară din cauza păcatului. Frunzele au început să cadă din copaci, aerul a devenit răcoros, florile s-au veștejit și au murit. Dar oare Dumnezeu încă iubea pe Adam și pe Eva? Oh, da, el știa că le părea rău că nu îl ascultaseră. Știa că acum Satana era fericit că Adam și Eva aleseseră să nu asculte de Dumnezeu. Satana dorea ca ei să moară și să nu mai trăiască niciodată. Dar Dumnezeu a făcut un plan ca să îi ajute pe Adam și pe Eva. El voia să-i salveze de Satana. Voia ca într-o zi să-i aducă înapoi în grădină. Dumnezeu avea să-l trimită pe Iisus, pe Fiul Său, jos pe pământ. El trebuia să părăsească locul Său din cer, căminul Său ceresc și să vină în lumea noastră ca bebeluș. El, adică Iisus, avea să crească exact așa cum creșteți voi, dar Iisus nu avea să asculte niciodată de Satana. El avea să moară în locul lui Adam și al Evei și în locul oricui altcuiva. Dar asta nu este totul. Iisus avea să învie, apoi avea să se întoarcă în cer și să pregătească acolo locuințe frumoase pentru toți cei care vor alege să îl lase să-i ajute să asculte de el. Iisus îi iubea foarte mult pe Adam și pe Eva. El trebuia să le arate cât de îngrozitor este păcatul. El voia să le descopere minunatul său plan de a-i salva de Satana. De aceea le-a spus să ia un mieluț și să-l omoare. Asemenea lui Iisus, mieluțul nu făcuse nimic rău. Exact ca Iisus, mieluțul trebuia să moară. Lucrul acesta i-a întristat foarte mult pe Adam și pe Eva. Când mielușul a murit, ei au plâns. Au început să înțeleagă cât de mult îl răniseră pe Dumnezeu. Dumnezeu te iubește și pe tine foarte mult. El vrea să îl iubești și tu și să asculți de el, atunci vei fi fericit și Dumnezeu va fi fericit și el. Vei alege să-l iubești pe Dumnezeu? Vei alege să asculți de el? Dacă da, roagă-l ca să te ajute să asculți. Haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Scumpe tată,
Ajută-mă, te rog, să ascult și să fac ce este bine. Te iubesc. Amin. Colțul părinților. Este privilegiul părinților să-și crească copiii într-o atmosferă divină. Imediat ce micuții sunt în stare să înțeleagă, părinții trebuie să le spună istoria lui Isus și să le dea să bea din adevărul prețios despre pruncul din Betleem. Imprimați în mintea copiilor sentimente de evlavie simplă, adaptate vârstei și capacităților lor. Aduceți-i pe copii în rugăciune la Isus, pentru că El a făcut posibil ca ei să învețe religia imediat ce învață, să formeze cuvinte și să vorbească. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!